Salut pe toată lumea. Suntem cam cu întârziere de 15 minute, așa că e bine să luăm startul. În sesiunea următoare este o masă rotundă. Vom discuta despre beneficiile formării de rețele de networking pentru primari și municipalități. Să vă prezint vorbitorii noștri. Voi începe cu Ghinca Ciavdarova, care este director executiv al Asociației Municipalităților din Republica Bulgaria. Vă prezint pe Sixto Molina, care este de la Consiliul Europei, respectiv Alianța Europeană a Orașelor și Regiunilor pentru Incluziunea Romilor. Pe Attila Molnar, care este co-manager din Budapesta a proiectului urban Romanet, domnul Cristel Danel din Belgia, domnul Costel Bercuș, Fondul pentru Educația Romilor, președinte, și apoi domnul Calma Mijai, care deja vi l-am prezentat mai înainte și a prezentat deja o conferință. Vă scuzăm pentru întârzierile care au fost cauzate de probleme tehnice. Multe persoane au o expertiză vastă în domeniul network-ului, așa că voi ruga pe fiecare dintre dumneavoastră de la masa rotundă să prezentați în 5 minute, nu prelegeri foarte îndelungate. L-aș ruga pe domnul Costel Bercuș, care a fost prezentat deja de Violeta Naidenova. Operațiunea asta pe care o desfășoară domnia sa se desfășoară în multe țări. Costel, ai cuvântul. Ieri seara mă gândeam dacă trebuie să aștept pe hârtie ceea ce vreau să vă împărtășesc astăzi. Am zis că mai degrabă, făcând referință la un exemplu anterior, mai degrabă să mă apuc de pescuit decât să mă văd cum să pescuiesc, cum să pescuiți. Experții locali sunt mai mult sau mai puțin familiari cu problemele educației romilor. Dumneavoastră sunteți activ în aceste domenii, lucrați la consiliile locale, la municipalități. Toți actorii trebuie să complementeze în mod ideal. Acestea sunt cuvintele cheie: parteneriate veridice, locale și la nivel național, care să ajute incluziunea romilor. Fondul nostru, fundația noastră pentru educația romilor, se ocupă de educația copiilor rom, de școlarizarea copiilor romilor. Unele țări se confruntă cu probleme grave. În unele țări copiii rom sunt puși în școli speciale, segregate. Și cred că în unele țări și unele locuri totuși avem deja experiență pozitivă. În cei 7 ani de lucru am câștigat multă experiență cum să prevenim problemele care apar pe parcurs. Să vă împărtășesc câteva puncte cheie care trebuie folosite de către, după părerea noastră, de către primari și municipalități. Și trebuie să profitați de posibilitatea de a învăța unul de la celălalt, de a vă împărtăși experiența unul altuia.
Noi, ca o fundație, încercăm să canalizăm resursele financiare pentru care sunt necesare la nivel local pentru efectuarea acestor activități. Încă o dată, actorii principali locali sunt primarii și consiliile locale. Se cere să aveți motivare pentru ca să vă confruntați cu această probabil cea mai mare provocare cu care se poate confrunta în domeniul integrării sociale o autoritate locală. Romii trăiesc la marginea societății noastre, ceea ce nu este un lucru normal. Credem că această rețea va fi folosită de diverse organizații, inclusiv Uniunea Europeană, Comisia Europeană, ca să reușească să se elucideze, să se lămurească care este modelul optim de realizare a obiectivelor, altfel spus, alegerea acestor practici optime de atacare a problemei. Aceasta e vorba de locuri de muncă pentru rom, locuințe pentru romi, nu e vorba numai de educație. Toate acestea trebuie să meargă simultan, deci intenția noastră este să vedem care este mecanismul care funcționează cel mai bine sau optim. Deci cred că am reușit să vă lămuresc cu cele două puncte principale, cele două axe principale pe care noi dorim să acționăm, pe care trebuie să acționeze Fondul pentru Educația Romilor pentru realizarea optimă a incluziei. Mulțumesc pentru atenție. Costel a dat celorlalți vorbitori un exemplu foarte bun, a vorbit concis și în timpul alocat, de reținut problema de împărtășire unul altuia a exemplelor pozitive, a practicilor optime. Știm cât de ușor e să construiești, să elaborezi proiecte care până la urmă eșuează. Nu dorim ca să, și acesta să fie un astfel de proiect. E cel mai bine să învățăm unul de la altul. Solicit acum pe domnul Cristel Danel din Belgia să... Doamnă, întâi să vă spun cum lucrează această echipă pentru incluzie a romilor. Ca urmare a lărgirii unității europene au apărut probleme tot mai pronunțate cu problema de locuințe, adaptarea romilor la piața forței de muncă. Am decis să înființăm această echipă de șoc, dacă vreți, echipă activă, care să colaboreze și cu alte rețele. Lucrăm în colaborare strânsă cu Consiliul Europei
și, bineînțeles, cu unul din antevorbitorii mei, Fundația Societății Deschise. Vrem să avem și un schimb de practici optime, practici bune, cu diverse municipalități, să vedem cum reușesc ei să gestioneze această probleme. Una din problemele principale la care oamenii se... problema este că lucrurile trebuie rezolvate, de fapt, la cea mai joasă scară a subsidiarității, respectiv de autorității locale, pentru că acestea sunt cele care se confruntă în mod concret cu aceste probleme. Multe orașe au ani și ani de experiență lucrând în domeniul incluziunii romilor. Ceea ce am făcut până acum, am avut la o întrunire la Berlin legătură cu mediatorii. Am vizitat punctele locale de contact în Ungaria. Și unul din lucrurile care mai urmărim este, sunt strategiile naționale cu privire la integrarea romilor. Sigur, în final, acestea se propagă și ajung la nivelul local, unde se pun în practică, dar trebuie să existe și programe la nivel național. În iunie anul trecut am discutat despre cooperarea transnațională. Echipa noastră de șoc încearcă, echipa noastră activă încearcă să ajute, să asiste la antamarea unor cooperări internaționale. Și încercăm să asigurăm o posibilitate a desfășurării inițiative cât mai bine structurate. Un aspect important este problema incluzii romilor în piața forței, pe piața forței de muncă. Cred că este... Acestea sunt subiecte importante de discuție. Avem multe municipalități reprezentate aici în auditoriu și sperăm că dezbaterile care vor urma vor lămuri multe lucruri. Mulțumesc foarte mult, Cristel. Două idei excelente de parteneriat cu orașele de unde își au originea romii, de unde vin romii, este lucru foarte interesant și cred foarte util. Și pe de altă parte, implicarea autorităților la nivel național, nu numai la nivel local, în implementarea, în aplicarea în practică a acestor inițiative care vizează integrarea romilor. Acum urmează domnul Attila Molnar, care este cogestionar al proiectului Urbact pentru integrarea romilor din Budapesta. Vorbesc despre un proiect, dar de fapt este un cadru asigurat orașelor și orașului. Participă 9 orașe, 2 din Spania, 2 din Italia, din Slovacia, una din Republica Cehă și 2 din Ungaria, 2 orașe din Ungaria.
Avem un partener din Franța, zona suburbană a Parisului. Urbac este o rețea de regenerare urbane care susține proiecte privind sustenabilitatea socială sau mediul ambient, cu scopul de a antama un parteneriat pe subiectul integrării romilor, mai ales ale celor tineri. Dar, bineînțeles, incluzând și celelalte generații ale romilor, nu numai pe cei tineri. Urbactul asigură un cadru pentru aceste proiecte. Avem un nivel local unde există o grupă de asistență locală. Cu această grupă trebuie să elaborăm acțiunile locale care se desfășoară la nivel local privind problemele de interes local. Apoi este nivelul superior de așa numită transmitere, unde încercăm să asigurăm un interschimb de experiențe . Încercăm să asigurăm, să asistăm realizarea legăturilor bilaterale directe între municipalități, între orașe. Dar, desigur, scopul principal este să avem planul de acțiune locală și să încercăm să demarăm lucru strategic pentru elaborarea planurilor detaliate. Spre finalul acestui program încercăm să asigurăm un cadru pentru ca aceste lucrări, activități să se poată desfășura și pe viitor. E important să identificăm modurile existente, eventuale paralelisme. Mulțumesc foarte mult. Urmează la cuvânt domnul Sixto Molina de la Consiliul Europei, de la Alianța Europeană a Orașelor și Regiunilor pentru Incluziunea romilor. Este un foarte bun specialist în incluziune socială, în drepturile omului. Mulțumesc. Mulțumesc Comisiei Europene și societății Open Society, Fondației Open Society, că a făcut posibilă participarea mea aici. Voi încerca să fiu concis. Trebuie să vedem cum încercăm să conectăm diversele elemente uneori aparent disparate ale acestor activități. Nu este de neașteptat lucru faptul că Consiliul Europei a adoptat o astfel de strategie. Și cred că, evident, este un moment foarte bun pentru ca voința politică la nivel național și internațional
trebui să încerce o integrare mai rapidă și mai eficientă. Sigur că cheia acestei activități este de a încerca să profităm la maximum de situația oferită internațională de actuală. Cred că trebuie să profităm de aceasta. Una din lucrurile preluate de Consiliul Europei este că încercăm să asistăm, să ajutăm la monitoringul necesar unei activități, astfel de activități foarte diversificate și multinaționale. Putem avea strategii, putem avea recomandări, dar sigur că trebuie, pe de altă parte, și asigurate resurse financiare, pentru că dacă nu, azi mâine vine anul 2020 și nimic nu se va întâmpla. Vom folosi toate aceste ocazii pentru a face un pas înainte. Comitetul, care a fost menționat puțin mai devreme, pe lângă schimburile în plan național de politici, eforturile sunt acum orientate pe analizele de tip peer-to-peer. Este vorba de selectarea unei anumite probleme, de invitarea unor țări care se confruntă cu situații similare să facă vizite la mai multe instituții, să facă un schimb de experiență mai precis. Care experiența în Spania, care experiența în Ungaria, care este experiența în Macedonia sau în altă țară. Uniunea Europeană are 27 de state membre, așa că este foarte important acest schimb de experiență la nivelul Uniunii Europene. În momentul de față, accentul se pune pe probleme punctuale, pe cele mai bune practici, pe politicile din fiecare stat, experiențe care trebuie împărtășite și celorlalți. Ideea este de a folosi resursele existente mai eficient. Pe de o parte, putem folosi fondurile disponibile în plan european, pe de altă parte trebuie folosit și ce există în plan național, deci resurse existente în plan național, dar de o manieră mai eficientă. Sigur, este o perioadă de crimă și dacă spunem că sume mari de bani sunt folosite pentru comunitatea romă, s-ar putea ca acest lucru să nu fie perceput așa cum trebuie. Este important să se creeze legături la nivelul întregii societăți, legături între orașe, între localități și așa mai departe în această direcție. Un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este Romedu. Este vorba de formarea mediatorilor. Nu vreau să vorbesc aici de mediatori, nu vreau să vorbesc despre mentori sau despre cei care creează punți. Ceea ce doresc este să invit pe primari, pe primarii care se confruntă cu astfel de situații, să nu uite că acel decalaj care este între comunitatea romă și prăpastie care există între factorii, cei care elaborează politici și comunitatea romă, este foarte mare. De exemplu, au fost aspecte în comunitatea rusă. S-a spus acolo, nu voi cere copilul meu să meargă la școală pentru că nici eu n-am mers la școală. Pe acest lucru, astfel de voce, nu trebuie să se manifeste astfel. Primarii trebuie să folosească oportunitățile existente, oportunități care sunt prezente în toate țările. Această prăpastie trebuie să nu mai existe, trebuie să fie eliminată. Copiii trebuie să aibă acces la educație, trebuie să aibă acces la sistemul de sănătate, mai ales acolo unde tuberculoza se manifestă puternic. Vaccinurile trebuie să beneficieze, să fie vaccinați. Persoana care se află acolo, persoană care trebuie să umple această prăpastie, să elimine această prăpastie, trebuie să aibă în vedere aceste lucruri.
În ceea ce privește alianța aceasta, are un potențial foarte bun de dezvoltare a sinergiilor prin intermediul rețelei mari. Încă o dată, ideea este de a permite regiunilor și orașelor care se confruntă cu aceleași probleme, cu aceleași chestiuni, cu aceleași resurse, indiferent de mărimea acestora, să stea la aceeași masă, pe picior egal și să discute aceleași probleme. Sigur, evenimente combinate cu merii constituie o posibilitate foarte bună de informare a celorlalți. Trebuie să știe că există bune practici. Există bune practici la nivel de sate, de comune. Și aceste bune practici trebuie examinate și văzut cum pot fi ele aplicate. După părerea mea, este o provocare foarte mare, dar am toată convingerea că ceea ce face Alianța și Meri este foarte bun. Vom acorda asistență pentru a face un pas mai departe, un pas înainte. Și înainte de a încheia, vreau să vă spun că nu încerc, de fapt, să vă conving pe dumneavoastră, pentru că simplul fapt că vă aflați aici înseamnă că sunteți convinși de acest lucru. Sunteți cel mai bun auditoriu, cea mai bună audiență pe care pot să o am. Aș dori să vă invit pe dumneavoastră să comunicați, să împărtășiți din experiența dumneavoastră cu orașele din vecinătatea dumneavoastră. Faceți schimb de experiență. Făcând acest lucru cu rețelele dumneavoastră, deci încă o dată spuneți, nu numai în plan internațional, ci și în plan național, veți putea să veniți cu această sinergie atât de necesară în Europa, astfel încât cu toții să știm ce există la dispoziție, ce poate fi folosit pentru a folosi la maximum aceste lucruri. Acesta este mesajul meu principal astăzi. Este important ca noi toți să facem schimb de cele mai bune politici și practici în acest scop. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu. Ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră și ați subliniat niște lucruri foarte importante privind nevoia acestui curaj. Haideți să fim sinceri cu toții, majoritatea oamenilor au prejudecăți puternice. Nu știu, alte municipalități, dar uneori trebuie să faci exact pe toți decât ai face în mod obișnuit pentru a obține niște lucruri. Sigur, trebuie avut în vedere ce e bine și pentru majoritate, nu numai pentru minoritate. Aceste procese de învățare, de formare, de analiză de la egal la egal, aceste lucruri sunt importante. Vorbiți despre acel decalaj, acea prăpastie care există, dar suntem cu toții de acord că există această segregație și că aceasta constituie o provocare, astfel încât este absolut necesar să avem parteneriate. Administrațiile locale, ONG-urile, liderii comunităților. Și cum să îi convingem pe ceilalți. Ne-ar fi extrem de util dacă am afla de la dumneavoastră modul în care abordați această problemă a segregării comunităților rome, a sărăciei și a situațiilor defavorizate în care se află aceștia. Dar cum să-i convingi pe cei care nu știu ce înseamnă asta? E o mare provocare. Mulțumesc foarte mult! Până acum am avut prelegeri de la rețele internaționale. Rețeaua a cărei director executiv este Ghinca Ceavdarova, este o asociație națională de municipalităților din Republica Bulgaria. Este
o acțiune deosebită, este un proces foarte complex. Ghinca, să auzim cele 5 minute ale tale de introducere. Mulțumesc foarte mult. Primarii noștri au primit foarte multe sfaturi, s-au îmbogățit cu multe idei. Azi mâine începem să dăm răspunsuri la aceste mesaje. Avem primarii sunt cei mai bine plasați pentru a rezolva problema romilor. Ce înseamnă autoguvernarea locală, de fapt? Autoguvernare înseamnă că luăm deciziile cu împreună cu comunitatea locală. Dacă nu rezolvăm treaba, data viitoare comunitatea aceasta locală își va alege un alt primar. În al doilea rând, membrii aleși din consiliile locale, multe locuri sunt din populație de romi. Sigur că am înțeles că există resurse europene, deci bani există, dar din punct de vedere al autorităților locale, întrebarea se pune unde sunt banii ăștia, unde s-au dus banii ăștia. E foarte greu să avem informații veridice, reale despre proiecte utile și realizabile. Sigur, cu toți avem greșelile noastre, dar avem și experiența noastră, experiența de zi cu zi. Știm cum se organizează serviciile pentru romi și pentru populația majoritară. În asociația noastră a municipalităților din Bulgaria am hotărât să ne susținem membrii și consiliile locale și primarii. Avem 264 de municipalități. O mare parte din populația de rom se concentrează în anumite municipalități. Noi am decis să ne oferim tot ajutorul, toată asistența necesară acestor primari care sunt și ei romi, pentru că sunt din municipalități cu majoritate de romi. Majoritatea sau aproape jumătate din rom trăiesc în 72 de municipalități. Cultura copiilor de rom se include și trebuie să înveți cum se mănâncă la o masă cu cuțitul și furculița. Despre rețeaua primarilor, este o încercare de a elucida care sunt practicile optime și trebuie aceste practici distribuite, împărtășite cu toți primarii. Trebuie și încercăm să ajutăm negocierile autorităților locale cu autoritățile centrale.
Încercăm să ne extindem rețeaua, încercăm să implicăm alte organizații neguvernamentale și alte municipalități. Încercăm să asigurăm o susținere și din partea mijloacelor de comunicare în masă. Încercăm să asigurăm o elaborarea unor planuri realiste pentru viitor și încercăm să ne luptăm cu problemele de rapoarte superficiale. Am început cu această rețea în Bulgaria. Acum 22 de municipalități își împărtăsesc zi de zi experiența. Avem practici optime, cum să se organizeze integrarea educațională a copiilor, cum să rezolvăm problema cu locuințele. Aici poate ne puteți acorda o mână de ajutor și dumneavoastră, stimați participanți, că aici nu avem experiențe prea vastă. Ne suntem deschiși să folosim idei din țară sau din străinătate care să ne ajute în realizarea obiectivelor noastre. Important este că nu numai să elaborezi strategii, că după aceea nimeni nu le aplică, nu le implementează. Avem o strategie grozavă. Câți din strategii ăsta merg la fața locului să rezolve problemele? Nu vă încredeți prea mult în hârțogaraie. Mergeți la fața locului, la autoritățile locale, să vedeți dacă este bună strategia și ajutați-i să rezolve. Mulțumesc! Ginca, thank you very much. Mulțumesc, Ginca, foarte mult pentru acest mesaj. Cred că cu toții putem fi de acord. O strategie bună nu e bună dacă arată fățoasă numai pe hârtie. Ea trebuie să fie realistă. Trebuie să existe un plan de aplicare. Dacă nu are așa ceva, atunci strategia asta nu-și merită numele de strategie. E bine să transmiteți și autorităților naționale ale dumneavoastră, când vin la dumneavoastră cu niște strategii cărora le lipsește aceste atributuri, atunci trebuie să ne atragă atenția că, de fapt, nu ați creat o strategie. Avem acum ceva mai puțin de o jumătate de oră. Aș vrea să se pună întrebări din public. Vă rog să fiți bine pregătiți. Pregătiți-vă bine cu întrebările. Da, unde este microfonul? N-avem microfon. Vă rog să vă prezentați. Pot vorbi în franceză? Da. Sunt din județul Val-de-Marne.
două comentarii sau la intervenție. Avem multe rețele interesante și toate foarte utile, dar fiecare din municipalități, fiecare din autoritățile locale care e prezentă, e singură, singurică. Au timp puțin, mijloace insuficiente pentru ca să realizeze ceea ce doresc. Este un comentariu foarte practic. Cum să facem? Cum să apucăm taurul de coarne? Lucrul municipaților, de exemplu în cazul nostru, nu trebuie să uităm și nivelul național. Suntem în Franța, avem dificultăți cu guvernul francez. Și trebuie să transpunem lucrurile și la nivel european. Când o colectivitate locală, când suntem o autoritate locală, este deosebit de greu să obții fonduri europene. Este foarte dificil să prezinți o politică integrată care să permite obținerea tuturor fondurilor pentru educație, cultură, îngrijirea copilului. Când suntem o autoritate locală, avem probleme cu contactul cu autoritățile naționale și internaționale. Prima întrebare. Încerc să privind a doua întrebare. Pe care o numim abordare integrată. Acum urmează o chestiune interesantă cu Clara Orgovanova din Slovacia, care lucrează în acest domeniu. Vedeți că și ea ne-a relatat că implementarea, deci aplicarea în practică, la urma urmei, este deosebit de anevoioasă. Prima întrebare, deci dacă aveți întrebări sau dacă vreți comentarii. Profit de faptul că s-a vorbit în franceză. Am impresia că sunt prea multe rețele, prea multe. Ne pierdem, ne îmbârligăm în rețele, nu mai știm care pe unde o ia. Trebuie să fim totuși atenți în ce măsură ne implicăm în diversele rețele. Sunt lucruri deosebit de presante, urgente. Un alt punct de vedere fundamental, trebuie să vă spun că ar fi absurd să organizăm activități unde toată lumea, să fie invitată. Trebuie să se, nu asupra locuințelor, trebuie să organizăm întruniri pe teme specifice ale locuințelor. Trebuie să atragem în această activitate și tehnicienii locali care lucrează în acest domeniu. Trebuie să mai facem încă un lucru. Publicitatea asigurată rezultatelor muncii. Noi, la nivel local, poate cunoaștem rezultatele, dar ele trebuie propagate
popularizate la un nivel superior pentru lămurirea unor eventuale incompatibilități, ajungând la aceste coordonate, cred că putem în final să avem o structură financiară rezonabilă și să putem spune că activitatea noastră este utilă și activitățile trebuie să reprezinte un lucru foarte important pentru, și pentru dumneavoastră. Vă invit pe toți colegii de aici ca să înființăm o linie directă de conversație, de conversare între noi. Mulțumesc. Franța, România și prim vicepreședinte al Asociației Comunelor din România. România, țară în care se cunoaște că există un număr însemnat de populație romă, care, de altfel, invadează spațiul european și a altor țări, precum colegii noștri de aici din față, Franța. De ce suntem prezenți la această activitate? Pentru faptul că dorim să lansăm, dacă vreți, într-un glas, prin rețeaua Merii pe care astăzi am lansat-o, solicitarea noastră, ca și țară europeană, ca Uniunea Europeană să aloce mult mai multe fonduri financiare pe diferite programe. Așa este. Trebuie să coborâm jos, acolo unde locuiesc ei în comunități, ca să-i vedem de fapt cum sunt. Baza înseamnă sănătatea romilor, educația acestora, dar nu trebuie să neglijăm locuințele, pentru că dacă ar avea și am avea posibilitatea să le construim acele locuințe, am putea să le oferim condiții optime de țară, de trai în țara lor și ei să nu mai plece. În același timp, este de mare importanță, spunem noi, reconversie profesională în termeni academici, dar pentru ei să le respectăm tradițiile care știu, care sunt meseriile lor, meșteșugurile, și să le dăm de lucru în țara noastră. Ne trebuie însă mai multe fonduri financiare. Niciodată administrația publică locală din România nu și-a neglijat cetățenii romi și îi recunoaște și încearcă să-i includă în societate, îi cearcă prin toate proiectele și programele care au fost până acum lansate și care există în toate domeniile de activitate. Vă mulțumim pentru oportunitatea de a fi aici, nu numai administrație publică locală, ci ONG-uri care au mare importanță și, de ce nu, munca deschisă, cu transparență, cu reprezentanții etniilor rome, care sunt și văd că nu-i excludem și ducem la marginea localităților unde să le construim ghetouri, ci că ne dorim să-i avem în mijlocul nostru și dorim ca acolo unde sunt copiii romi într-o clasă să învețe, să învețe și cu copiii români împreună să se vadă că sunt acceptați, chemați lângă noi. Aceasta este soluția, cred eu, în afară de comunicarea dintre asociații, dintre tot ce înseamnă sisteme internaționale care se dedică muncii pentru romi, comunicare și în același timp fonduri financiare alocate și pentru infrastructură de toate categoriile, sănătate, educație, locuințe și profesii. Vă mulțumesc! Aș dori acum să revenim puțin la cei care se află aici lângă mine. Poate doresc să facă o reflectare asupra ceea ce s-a spus aici. În această după-amiază și mâine
Vom discuta foarte multe aspecte, inclusiv cel legat de locuință. Mulțumesc mult pentru principiile pe care cu atâta justețe le-ați prezentat aici. Haideți să ne axăm puțin la ceea ce așteptați dumneavoastră de la rețele, acele rețele care vă unesc. Cu toții sunteți foarte, s-a spus pe bună dreptate că toți sunteți foarte ocupați. Deci trebuie să vedem că e important ceea ce vă servește dumneavoastră și nu interesul noastre birocratice. Dacă putem obține și alte idei și, sau, de exemplu, care să fie, care e bine să fie țelul rețelei și, care nu și ce nu trebuie să fie țelul rețelei. Astea sunt aspecte care trebuie abordate. Nu știu, Costel poate vrea să spună câteva cuvinte. Este nevoie de un follow-up. Al aspectelor care sunt foarte importante s-au subliniat și așteptările pe care le aveți. Așteptări de la rețeaua Meri. Din perspectiva mea, rețeaua Meri ne poate oferi tuturor și înainte de asta vreau să spun să nu dubleze ceea ce s-a mai făcut. Deci ceea ce Meri poate oferi este un canal de care avem nevoie cu toții pentru a face legătura între pescari. Între pescarii care nu au instrumente de unelte de pescuit și cei care au. Autoritățile locale, sigur, trebuie să aibă această legătură cu instituțiile europene. Există o prăpastie și a fost menționat acest lucru. Poate că e paradoxul României. Noi am cerut mai mulți bani și s-au alocat foarte mulți bani, dar n-am putut să-i cheltuim. Numai 8% din fondurile sociale europene au fost cheltuiți. E o rușine. E păcat, păcat, pardon, e păcat, dar e o realitate. Sigur, nu vreau să dau vina pe autoritățile locale. Asta în niciun caz. Dar cum putem folosi acest canal pentru a face o treabă bună? Este vorba de o legătură și care este cea mai bună modalitate de a folosi ce a fost alocat unei țări, de a face ca aceste fonduri să fie accesibile autorității. Și știm cu toții, este un filtru, nu? Cu toții știm treaba asta. Este un filtru și, sigur, autoritățile au făcut ce au putut. Mai există trei lucruri pe care aș dori să le adaug. Ce a spus dumneavoastră a fost foarte îndreptățit. Și anume, primarii sunt ocupați. Foarte adevărat. Dar ei sunt lideri. Sunt liderii comunităților locale. Primarii trebuie să își asume răspunderea pentru toată lumea. Întrebarea noastră principală este care sunt avantajele. Eu am să menționez trei. Mai întâi, avantajul economic. Practic, ne aflăm aici, sigur, ca să susținem acest lucru. Există avantaje să includem pe romi prin comparație cu situația în care i-am ține la marginea societății. Toți cetățenii trebuie să aibă acces la dezvoltare economică, la servicii de sănătate, la educație și așa mai departe. Nu e vorba de mine sau de noi cei de aici, de la această masă, să vă convingem pe dumneavoastră. Dumneavoastră de cei care trebuie să știți cel mai bine cum să folosiți resursele disponibile pentru interesul comunității. Al doilea avantaj este cel social. Cu toții știm că în țările noastre există o atitudine negativă față de cetățenii romi. Și o să dau un exemplu din țara mea. În România, da? Cam 70% din populația majoritară din România nu își dorește cetățeni romi drept vecini. Ăsta este un indicator. Cum? Ce facem?
față de astfel de atitudine, pentru că această atitudine creează o prăpastie între majoritate și minoritate. Apoi, al treilea avantaj este cel politic. Majoritatea de celor prezenți astăzi sunt desprimați. În unele situații, luarea măsurilor pentru includerea și incluziunea romilor, acest lucru poate aduce avantaje politice. Prin proiecte, prin construcția de drumuri, prin proiecte de educație, nu se obțin câștiguri politice. Pentru că există o percepție în rândul populației majoritare. Pe de o parte, convingerea populației că este important să se ia anumite măsuri pentru ca copiii romi să fie mai bine educați decât sunt în prezent, să se ia măsuri pentru a-i educa pe copiii romi să acceseze piața muncii, alminteri vor rămâne șomeri în afară. Din percepția mea, astea sunt aspectele care trebuie subliniate. Ca persoane alese, ca politicieni, aveți la dispoziție măsurile pentru a transforma societatea, comunitatea locală, mai multe instrumente de a o face mai apropiată. Noi, donatorii, reprezentanții instituțiilor europene, trebuie uneori să ne venim mai aproape de dumneavoastră și să găsim modalități inovatoare pentru a canaliza resursele disponibile, astfel încât acestea să ajungă la cei care au cele mai mari nevoi sau să avem în vedere persoanele care au o motivație mai puternică pentru a face o societate mai bună. Mulțumesc, Costel, foarte mult. E întotdeauna o plăcere, Costel, să te ascultăm. Pentru că tu vorbești din perspectiva experienței reale. Cred că sunt puncte foarte importante. Aș vrea să mă aplec un pic asupra ideii locuințelor pentru populația romă. Aici se află un drag prieten al Comisiei Europene, un, nu știu, știu că e în încăpere, nu-l văd, dar care a creat un vehicul aparte. Bulgaria, România și alte state membre beneficiază de fonduri europene. E o treabă extraordinară. Aș vrea să aflu astăzi și mâine ce lipsește? Cum putem să vă ajutăm să accesați aceste fonduri? Pentru că ele sunt, să le accesați mai bine, vreau să zic. Iar la puținul timp pe care l-am la dispoziție, poate aș da cuvântul, aș invita trei persoane, dumneavoastră cu microfonul, apoi doamna și apoi domnul din spate, de acolo. Mi-e teamă că restul întrebărilor vor fi puse după aceea separat. Reprezint biroul din Germania pentru romi. Cred că problema se află de fapt în această încăpere. Noi, cetățenii romi, nu suntem obiecte. Nu suntem obiecte procesate de comisari, de primari și așa mai departe. Noi suntem subiecți, nu suntem obiecte. Și dacă nu suntem văzuți ca subiecți, la același nivel, și dacă suntem percepuți ca
un deficit în societate, nu va exista niciodată o integrare a cetățenilor romi. Unde există bani mulți, există și oameni mulți. E o veche zicală. Sunt bani mulți, apar oameni mulți acolo. Dar problema este unde merg acei bani? Așa se pune întrebarea. Am făcut un tur al Balcanilor și aproape 80% din bani nu ajung la cetățenii romi. Și aici apare și problema birocrației. Același lucru se aplică pentru Franța, Germania, Marea Britanie. 80% din banii alocați romilor rămân în plan administrativ. Numai 20% din acești bani ajung la cetățenii romi. Dacă acest raport nu se schimbă, atunci nu vom putea vorbi de o integrare a cetățenilor romi. E foarte asemănător cu ce s-a întâmplat cu indienii în Statele Unite acum 100 și ceva de ani. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să spun că sunt foarte de acord cu ce a spus. E important să vedem ce se întâmplă cu banii, să vedem dacă banii chiar ajung acolo unde trebuie. Aș dori să mă aplec un pic asupra acestei idei că romii sunt văzuți ca obiecte. Lucrurile trebuie demonstrate că nu sunt așa. Nu trebuie să fie așa. Pe baza celor spuse noastre, trebuie să fim cu toții de acord că cetățenii romi trebuie să fie subiecți. Mulțumesc foarte mult. Eu o să susțin prima parte din declarația făcută anterior. Și eu sunt cetățean rom. Dar nu știu de ce mă simt, nu știu, întotdeauna m-am simțit obiect și nu subiect. Atunci când vorbim despre integrarea romilor, am acest sentiment. Această rețea care urmează să fie stabilită, vă rog, faceți astfel încât primarii să înțeleagă că cetățenii romi sunt diferiți, că fiecare are soarta sa, că cetățenii romi au dorința lor. Trebuie întotdeauna să fie luate în considerare și aceste aspecte. Nu toți cetățenii romi au nevoie de politici pe locuințe. Nu toți romii au nevoie de, să zicem, educație. Pentru că beneficiază deja de așa ceva. Pentru că există cetățeni romi care sunt foarte educați. Dar sunt șomeri. Au educație, dar sunt șomeri. Și o să vă dau examen. Doamna Chatvarova a spus. Avem comunități cu procent de cetățeni romi. Unele cu 2% cetățeni romi, altele cu 30% cetățeni romi. Dacă mergem la administrații locale, vom constata că procentul celor care lucrează în municipalități acolo este zero. Și în plus sunt șomeri. Politicile legate de romi trebuie să fie supuse discuție. Trebuie avut în vedere două lucruri. Avem nevoie de politici diferite pentru membrii diferiți ai comunității. Nu trebuie să spunem tot timpul cetățenii romi. Poate ar fi mai bine să spunem toți roma sau cetățenii romi sau romii care nu merg la școală. Adică să definim clar. Dacă vrem să dezvoltăm regiunile, anumite regiuni,
Să nu uităm că și romii fac parte din acele regiuni. Nu pot fi lăsați așa pur și simplu în afară. Nu pot fi, nu știu, lăsați la voia întâmplării. Și pe de altă parte să cerem bani ca să dezvoltăm regiunea. Trebuie folosiți banii și pentru dezvoltarea locurilor sau satelor sau comunelor în care locuiesc și romi. Trebuie investi și în aceste lucruri. Este vorba de relații și de relațiile între cetățenii rom și non-romă. Eu sunt cetățean rom. Doamna din România a spus bine și eu vreau să beneficiez de dreptul cetățean european. Dacă vreau să merg la poate vreau să merg la Bruxelles, să mă mut la Bruxelles. Eu sunt cetățean, sunt romă. Ce problemă vă creez eu dacă mă duc la Bruxelles? De ce să percepem întotdeauna ideea romilor ca o problemă de invazie? Dar sunt ația bulgari care pleacă din Bulgaria în fiecare zi, din motive de sărăcie. Pleacă și se duc la Bruxelles, în altă parte. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i dau domnului de acolo posibilitatea să ia cuvântul, după care vom reveni la membrii acestui panel. Mă numesc Ișvan Șetăravi. Reprezint un mic sat din Ungaria. Sunt și membru al Comitetului Regiunilor. Avem astăzi la Bruxelles are loc o sesiune plenară la care nu m-am dus pentru că am dorit să vin aici și să le împărtășesc și celor de la Bruxelles din Comitetul Regiunilor despre ceea ce am discutat aici. Eu vreau să adresez următoarea chestiune. Noi am implementat în urmă cu câțiva ani un proiect. 80% din cetățenii noștri sunt cetățeni romi. Guvernul maghiar a acordat sprijin acestui proiect. Întrebarea mea este următoarea. Ar putea rețeaua MERI inția propriul proiect care să fie finanțat din Fondul pentru Educație Roma direct sau să se elimine acest lucru? Mai întâi o să rog pe Costa să reflecteze un pic la această temă. Și i-aș ruga pe colegii mei de aici să se aplice puțin asupra celor spuse. Și un ultim lucru pe referitor la rețea. Poate ar fi bine să ne concentrăm acum pentru cel mai bun sfat pentru Mary. O să fiu foarte scurt, pentru că vreau să dau ocazia și celorlalți colegi să spună ceva. Suntem puțin în întârziere. Mai întâi, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Răspunsul scurt este da. Din experiența noastră, v-aș sfătui, v-aș recomanda și, în paranteză, de multe ori nu sunt așa nebuni după tot felul de documente, manuale, dar să știți că ele sunt utile. O să vă împărtășesc o experiență. În Serbia lucrăm cu 56 de localități și sunt implicați mai mult de 300 de persoane. Aici este vorba de școli, de ONG-uri și așa mai departe. Există o cofinanțare din partea Ministerului Educației din Serbia și Banca Mondială. Acest lucru demonstrează că noi, ca fundație, lucrăm foarte mult cu autoritățile locale și adresăm și abordăm problemele locale. Ideea este de a canaliza și de a merge
cu precizie la ceea ce trebuie în plan local. În plan local conlucrăm încă o dată cu ONG-urile și cu autoritățile locale. Avem o serie de programe și proiecte locale administrate direct de școli sau de autoritățile locale, la fel în Bulgaria, România și în alte țări. V-aș recomanda, sigur, făcând puțin reclamă pentru ce face fundația, v-aș recomanda să vă adresați nou. Avem un birou aici la Budapesta, avem un birou în România pentru fonduri structurale. Toți cei dintre noastre, Macedonia, Serbia, Croația, Albania, România, Bulgaria, Republica Cehă, Slovacia, sper că le-am spus pe majoritatea, vă rog, adresați-vă nouă cu inițiative educaționale. Dorim să împărtășim responsabilitățile, fondurile, totul în scopul unei educații mai bune pentru copii. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să adaug că ce ați spus este foarte bine primit. Finanțarea din fondurile europene pentru o asemenea cauză este foarte importantă, mai ales în acele situații în care provocările sunt foarte mari. Problema cheltuirii banilor europeni, în general, în unele țări și în particular în situații discutate aici. Această problemă este foarte bine primită de noi. Sper că ea va fi transmisă mai departe la Bruxelles și sper că ne veți ajuta să facem lobby în această direcție. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Crystal? Vreau și eu să subliniez ceva. Atunci când e vorba de fonduri, este important ca banii să nu meargă numai către statele membre, să meargă la autoritățile locale și să meargă la comunități. Comunitățile locale acestea să aibă acces direct la aceste fonduri, să nu depindă de altceva. Un alt lucru pe care doresc să-l subliniez, vrem să lucrăm împreună, nu este vorba numai de autoritățile locale, este vorba și de comunitățile locale. Cred că această reuniune și cred că OSI prezintă o valoare deosebită pentru noi. Și în al treilea rând, cred că este corect. Dacă cineva vrea să se mute la Bruxelles, să aibă dreptul să o facă. Numai că, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că în momentul în care se mută acolo, acea persoană este integrată în societate perfect. Mulțumesc! Și ultimul cuvânt, s-a vorbit aici despre nevoia unor fonduri mai bine țintite. S-a vorbit despre dezvoltarea comunităților rome, dar nu trebuie să uităm că există un fond de dezvoltare regională european. Putem vorbi despre domeniile prioritare pentru comunitățile cetățenilor, putem vorbi despre educație, despre locuri de muncă și așa mai departe, dar singura abordare cu adevărat pertinentă este cea integrată. Trebuie să lăsăm orașele Europei să aibă o astfel de abordare integrată. După părerea mea, este un aspect deosebit de important. Foarte pe scurt, vă rog și pe dumneavoastră, cred că, și mă refer la titlul acestei întâlniri,
Și asta este, ăsta e un răspuns, de fapt. Cred că primul lucru pe care Meryl ar putea face este acela de a identifica de ce există atât de puține proiecte din fonduri europene. S-a menționat acest lucru mai devreme, că există bani, dar banii ăia nu sunt pentru cetățenii români. De ce? Este vorba de proceduri? Sunt procedurile acelea prea complicate sau pur și simplu nu, ele durează foarte mult și nu știu cum să fie derulate? Sau care este motivul? Lipsește o verigă acolo? Între autoritățile naționale și autoritățile locale, nu știu, situația poate diferită de la țară la țară, dar unul din rolurile mele este acela de a înțelege împreună cu dumneavoastră, de a înțelege cum să prezinte proiectele bune. Cum să facă ca proiectele bune să funcționeze. După părerea mea, asta este o chestiune vitală. Poate că mulți dintre noi n-ați venit cu proiecte pentru că ați fost descurajați de la început. Sau cei care ați venit cu proiecte, poate că v-ați confruntat cu rezultate foarte slabe. Nu știu, după părerea mea, ăsta e un lucru, este un pas pe care Mary ar trebui să-l facă. Am auzit două sarcini potențiale pentru rețea. Una este ca să încercăm să obținem fonduri directe de la Comisia Europeană. Celălalt e să încercăm să elucidem de ce aceste fonduri nu ajung până la urmă la destinație. Am auzit o poveste despre integrarea școlară în România și probabil că și în alte țări. Până la urmă proiectul s-a irosit și segregația a rămas în vigoare. Două lucruri care ne așteptăm de la această rețea. Poate poate deciziile la nivel național nu au fost corespunzătoare din legislație. Ca să susțină integrarea romilor. Nu avem informații destule despre acest lucru. A doua chestiune, s-a menționat chiar în Bulgaria. Noi suntem o țară mică, dar în diverse regiuni sunt diversi romi. Nu sunt uniformi, nu sunt trași pe același calapod, nu sunt identici între ei. Această informație trebuie inclusă despre specificitatea locului și e bine să vedem în care loc s-au obținut rezultatele optime. Și poate o propunere, totdeauna e complicat, dar nimeni de aici nu a menționat puterea mediei. Este neapărat necesar să se organizeze campanii în mijloacele de comunicare în masă și la loc, și la nivel local, și la nivel național, și la european. Altfel nu se pot obține rezultate. Eu cred că această rețea poate ajuta la organizarea acestui suport. Sigur, poate sunt, nu cred că faptul dacă cooptați câțiva romi acolo de formă să lucreze în administrarea locală, asta nu rezolvă problemele. Aceste 3-4 persoane n-au
N-au șut la poartă, nu pot rezolva lucrurile efectiv. Este o problemă, nu se poate spune că, domnule, o problemă cu romii, atunci mergeți la ăștia care sunt romi în administrația publică și gata, și rezolvă ăștia. Nu pot acești oameni rezolva pentru că pur și simplu nu au mijloacele necesare. Nu te poți culca pe lauri și să zici că, domnule, eu am trei romi în administrație, gata, am rezolvat problema. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc celor care au participat la masa rotundă, mulțumesc participanților la discuție. Am primit întrebări interesante. Ceea ce aș vrea să spun în ceea ce privește fondurile europene, categoric vom încerca să lucrăm într-un mod complementar cu aceste rețele, le vom susține și vom avea grijă ca să lucrăm împreună cu acestea, așa cum Ghinca a spus foarte bine. N-o să vă abuzăm cu tot fel de solicitări. Să aveți destule pe cap că sunteți la lucru acasă. Ceea ce a menționat un alt vorbitar, a spus că romii trebuie sunt subiecți și nu obiecte. Asta este o chestiune care este de reținut. Nu sunt niște obiecte, ci sunt ființe umane. Vă mulțumesc foarte mult. Violeta ne va spune ceea ce urmează. Sper că a fost o demarare pentru dezbaterile de atelier care urmează și o să vă explic acum ce urmează după masa. Suntem puțin ieșiți din program, dar să încercăm să prindem timpul din urmă. La ora 2 vor începe dezbaterile de atelier. Sunt trecute afară toate semnalmentele unde se vor organiza aceste dezbateri de atelier. Fiți atenți la limba respectivă.